Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a lansat recent tematica de control la prestatorii de servicii de estetică și igienă personală. S-a urmărit depistarea neregulilor și remedierea acestora pentru a nu pune în pericol sănătatea consumatorului, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Au fost luate la control 22 de frizerii și saloane de coafură și înfrumusețare din municipiu și județ și au fost aplicate amenzi contravenționale și avertismente. Frizerii și saloane de înfrumusețare, toate acestea au fost călcate recent de Comisarii Protecției Consumatorilor. Ce au descoperit acolo rămâne de văzut. Sunt suficiente motivele însă să ne întrebăm dacă ar fi mai bine să ne facem frumoase la domiciliu sau să mergem într-unul dintre aceste locuri menționate mai devreme. Neregulile depistate în aceste locații de Comisarii Protecției Consumatorului au fost numeroase. Oje expirată din luna septembrie a anului trecut, fără etichete sau cu etichete incomplete. Vopsea profesională de păr expirată, chiar și de un an, liste cu tarife scrise incomplet sau incorrect, nefiind precizate, cum spune legea, operațiunile executate și tariful corespunzător. De asemenea, nu existau recipiente pentru colectarea deșeurilor periculoase, a deșeurilor menajere și a părului. Lipseau evidențele operațiunilor de sterilizare, neputând fi făcută dovada executării acestora și nu erau completate caietele de evidență a sterilizărilor. La atâtea nereguli depistate și sancțiunile au fost pe măsură. 19 amenzi, totalizând 350 de milioane de lei vechi și 6 avertismente. Organele de control au decis și oprirea temporară a activității în cazul a 9 astfel de unități, până la remedierea deficiențelor și au retras produsele expirate, periculoase pentru clienți. Referitor la condițiile de igienă din saloanele de înfrumusețare, Giurgiu Vencele au păreri diferite. Unele spun că nu au avut probleme, în timp ce altele se feresc să meargă mai ales la manicură. În unele, da. Ați avut vreodată probleme? Nu, niciodată. Dar credeți că sunt și astfel de locuri cu probleme? Da, cred că sunt. Sunt destul de multe. Nu mergem. Depinde. La o ocazie. Dar v-ați gândit vreodată că poate condițiile de igienă nu sunt corespunzătoare? Este, se mai întâmplă, s-a văzut. În saloanele, cel puțin din Giurgiu. Ați auzit cazuri sau? Nu, cazuri n-am auzit. Dumneavoastră, ce părere? Nu prea bun. Deci preferați acasă să... Decât la manicure.